În cursul acestei săptămâni a avut loc pe raza localității Culcea o amplă misiune de căutare a două persoane dispărute. Trei bărbați care au venit la pescuit pentru prima dată la balta de la Culcea cu intenția de a rămâne peste noapte au ajuns la dispute și asta pe fondul consumului de alcool. Mai exact, doi dintre ei care au ajuns și la acte de agresiune. Aceștia nu au mai revenit la balta de pescuit, iar cel de-al treilea, observând că prietenii lui nu se întorc și nu răspund la telefon, a sunat după ajutor. În momentul în care a intervenit echipa de căutare, nu se cunoștea direcția înspre care aceștia s-au îndreptat, ori dacă au rămas împreună, pornindu-se de la premisa unor scenarii multiple. Ce simțiu către toate lumea de dispozitiv de acestea? Comunicați. Mă interesează să-mi comunicați când ajungeți la limita noastră de sector și urmează să vă redirecționați către C4. Recepțiunea C4, să vă comunicăm. Să nu intri în pădure! Recepțiunea și C2. La activitățile de căutare au participat membrii clubului local Ciobănești German Baia Mare, polițiștii grupei Canine din cadrul Serviciului de Ordine Publică a Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș, reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi, ai Serviciului Județean de Ambulanță și ai clubului 4x4. După aproximativ 5 ore de căutare, ofițerii patrupezi alături de însoțitorii lor și-au dovedit calitățile excepționale, reușind să ia urma persoanelor căutate, astfel încât a fost posibilă recuperarea și extragerea celor două victime, una dintre acestea necesitând îngrijiri medicale și transport la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean din Baia Mare. Din fericire, a fost vorba doar de un exercițiu necesar structurilor amintite.